E cool să fii eco. Este campania socială pe care în ultima vreme eu mă bucur să o văd menționată tot mai des pe rețelele de socializare. Oare nu e necesar să ne oprim? Schimbarea începe de la fiecare din noi. Asta ne demonstrează și promotorii modului eco de viață. Și asta încurajez și eu. Mai ales că acum, în Chișinău, avem un spațiu care ne oferă alternative, eficiente, soluții utile și reale pentru a elimina plasticul din viața noastră. De multe ori ne punem întrebarea, până unde va ajunge planeta noastră? Și dacă în lumea întreagă se bate alarma, atunci e timpul să luăm și noi atitudine. De asta este convinsă și Lilu, prezentatoarea Vorbelor Bune. Sacele de gunoi compostabil și biodegradabil sunt la fel și ambalajul pe care îl sunt făcute din amidon. De asta este și pungile la fel. Alternativele se găsesc în orice, de la produsele de curățare până la pungile de plastic biodegradabile. Important e să avem dorință de a le aplica în practică. Și se pare că tot mai multe persoane publice, vedete și influenceri de la noi au trecut deja la acțiune. Lumea începe să facă o schimbare, începe să sorteze gunoi, începe să consume mai puțin plastic, refuză la pachetul ăla de la magazin, își ia torbe. Sunt niște chestii pe care Lilu, prin ceea ce face, le promovează și oamenii se lipsesc de asta. Să ajutăm comunitatea și oamenii să înțeleagă că absorbantele nu sunt reciclabile și că se folosește o cantitate enormă și dacă este alternativă, de ce să nu o folosim? Plasticul poate fi eliminat utilizând materiale reciclabile în cea mai drăguță formă. Fiecare dintre noi, conștientizând cât plastic utilizează în fiecare zi, cât de multe detalii pe care nu le observăm la fiecare pas ne poluează viața, poate să schimbe atitudinea în societate și poate să devină el mai cool fiind eco. La nivel global avem mari probleme ecologice, foarte multe persoane publice, începând cu Leonardo DiCaprio, militează pentru schimbare și atunci, cum ziceam, schimbarea vine de la fiecare dintre noi. Și chiar dacă, hai să recunosc, mai călcăm strâmb și mai venim de la magazin cu o sac coșă de plastic sau mai cumpărăm în casolete ceva de mâncare sau nu știu cum. Oricum lucrurile se schimbă în bine și asta este foarte important. Viitorul copiilor noștri este în mâinile noastre. De asta este convinsă și Tatiana Hegea. O să pară poate banal, dar noi mâncăm toată mâncarea, niciodată nu irosim, adică consumăm atât exact cât se consumă 4 membri de familie, nu facem cumva în risipă, știi? Nu că ar fi vorba să nu cheltui mai mult, doar că cumva mă gândesc undeva în alt colț de lume, alții nu au ce să mănânce sau ceva de genul ăsta. Dar tu, cum îți ajuți planeta?